Pare că ți s-au lungit anumiți dinți sau ți se văd rădăcinile? Pe românește ți s-au retras gingiile sau în termenii noștri ai retracție gingivală? Astăzi povestim despre cauze, tratament și ce simți atunci când ai o retracție gingivală. Mai întâi, aș vrea să facem puțin anatomie ca să înțelegeți un pic cum este poziționată și gingia și de ce ea depinde de structurile de dedesubt. Dintele nostru este susținut în os și osul este acoperit de gingie. Întotdeauna gingia se sprijină pe os, ceea ce înseamnă că dacă osul se retrage, gingia se va retrage și ea și dinții vor deveni dezgoliți. De aceea este foarte important să avem grijă să păstrăm sănătatea întregului complex dentar, dinte, ligamentele care țin dintele în os, osul și gingiile. Să trecem la pasul următor. Care ar putea fi cauzele unei retracții gingivale? De cele mai multe ori este vorba de boala parodontală sau paradontoza, cum o știe toată lumea în popor. Ce se întâmplă atunci când un pacient are boală parodontală? Există niște microbi în șalțul gingival sau în gingie, să zicem, care mănâncă osul și deci gingia se retrage cu ei. În același timp apare o inflamație a gingiei pentru că infecția și starea de nesănătate de la locul respectiv nu sunt comode pentru gingie și ea reacționează vrând să tragă un semnal de alarmă că ceva este în neregulă. Cum reacționează? Se roșește, doare, sângerează, se umflă. Și atunci, acela este semnul că ceva este în neregulă cu gingia. Se întâmplă situații în care osul se retrage foarte mult și din cauza numărului mare de bacterii, microbi, resturi alimentare și resturi celulare care există în șanțul gingival, aveți aici în imagine, gingia să rămână inflamată și să nu-ți dai seama de fapt că osul s-a retras atât de mult. Acela este lucrul pe care îl descoperă un medic specialist parodontolog la care recomand să mergeți. Retracțiile astea gingivale pot fi determinate în cadrul bolii parodontale și de depuneri foarte mari de tartru, cum vedeți în această fotografie. Din nou, gingia reacționează, vede că există depuneri mari de placă bacteriană întărită pentru că n-a fost curățată de foarte mult timp și reacția este să se retragă pentru că nu se simte confortabil într-un mediu plin de bacterii care îi fac rău, care o fac să aibă semnalele pe care le-am menționat anterior. Se roșește, se umflă, sângerează, doare. O altă cauză frecventă a retracțiilor gingivale este reprezentată de o mușcătură incorrectă. Și aici avem două lucruri de tratat. În primul rând, în momentul în care dinții nu sunt aliniați corect, forțele nu se transmit în lungul dintelui și se transmit aiurea, dintele reacționează și el ca să tragă un semnal de alarmă că nu este în regulă prin două lucruri. Retracții gingivale, gingia se ridică, se dezgolește suprafața dintelui și dintele devine mai lung și în plus de asta, de foarte multe ori, smalțul sare de la baza dintelui și apar niște găurele în suprafața dinților, care sunt de cele mai multe ori inestetice și dureroase. Aici fotografie. O altă situație tot legată de mușcătura corectă este atunci când dinții nu sunt aliniați corect și sunt foarte înghesuiți și unul dintre ei iese din arcul corect al arcadei dentare. Nu există os peste tot și atunci este foarte frecvent ca dintele care iese din arcada dentară nealiniat să aibă o retracție gingivală. E mai puțin os pe suprafața lui și deci, cum spuneam anterior, gingia se retrage. Periajul agresiv. E un pat gura tot timpul cu perințele electrice care au un senzor de presiune și poate la un moment dat să înțelegeți de ce spun asta. În momentul în care folosiți o periuță manuală, nu reușiți să dozați presiunea și de foarte multe ori aveți senzația că cu cât apăsați mai bine, cu atât vă periați mai bine. Chiar și la periuțele cu peri foarte, foarte moi, care sunt recomandate, periuțele soft sau ultra soft, chiar și la ele poți apeși foarte, foarte tare, așa încât după o lună de periaj, periuța arată ca o floare din cauza presiunii pe care voi ați exercitat-o pe suprafața dinților. Aceste retracții gingivale datorate periajului pot fi de două feluri. Poate să fie la un grup de dinți, de cele mai multe ori în zona premolarului canilului pentru că acolo pui periuța prima oară atunci când începi să speli pe dinți, sau poate să fie generalizate pentru că speriezi cu presiune, exact cum menționam anterior, pe toate suprafețele dinților. Și atunci, recomand două lucruri. 1. Cumpărați-vă o periuță electrică cu senzor de presiune. Periuțele de la Oral-B, IO, sunt preferatele mele pentru că în momentul în care tu apeși foarte tare pe suprafața dinților, se întâmplă două lucruri. Se aprinde un bec roșu care clar îți atrage atenția și 2. Diminuează foarte mult presiunea cu care periuța apasă pe dinți tocmai pentru a vă proteja. O să vedeți clar că periuța electrică o să vă îmbunătățească periajul și o să vă protejeze gingiile. Al doilea lucru pe care vi-l recomand ca să evitați retracția gingiilor dintr-un anumit punct este să începeți de fiecare dată periajul la alt grup dentar. E întotdeauna bine să plecați din spate ca să știți că nu ați pierdut vreun dinte în momentul în care periați și mergeți și curățați dinții până în spatele celelalte arcade dentare. Astăzi puteți să începeți curățarea de la arcada din stânga
sus, mâine puteți să începeți din dreapta jos, de fiecare dată din altă parte, ca toți dinții să fie curățați în mod egal. Și aici vreau să nu uitați să curățați și suprafața dinților dinspre limbă. Situațiile în care retracția gingiilor este generalizată pentru că ați apăsat foarte puternic pe periuța dentară, necesită mai multe lucruri, atât să stopați periajul intempestiv, să vă luați o periuță cu senzor sau cu peri foarte, foarte moi, dar există șanse ca gingia să nu-și revină după această agresiune pe care ați realizat-o asupra gingilor, poate mult timp la rând, și tratamentul să fie diferit. Există situația în care avem un fren al buzelor, adică o pieliță care leagă interiorul buzei de arcada dentară, atât la partea de sus, la arcada de jos, cât și la arcada de sus. Acest fren poate să fie mai gros, poate să aibă fibre musculare în el și poate să fie inserat foarte aproape de marginea dinților. Aceste fibre musculare, de fiecare dată când vorbim, de fiecare dată când mâncăm sau facem o mișcare cu buzele, trag fibrele astea musculare de marginea gingiei și se întâmplă de foarte multe ori să apară o retracție a gingiei. În afară de fren, avem și piercinguri, care pot fi mutate pe buza inferioară, pe buza superioară sau pe limbă. Acestea sunt cele care dăunează frecvent, pentru că piersul are contact frecvent cu gingia și cu suprafața dinților și poate face probleme atât asupra smaltului dinților, dar și a gingiilor care se retrag. Aici e o fotografie care arată efectele unui piercing la gingia dinților de jos, însă ce vreau să vă mai arăt este și un pierc în limba al unei paciente pe care am pus-o în gardă că s-a retras foarte mult gingia din partea dinspre limba a dinților și am fost foarte plăcut impresionată ca la următorul control la care a venit pentru aparatul Invisalign să văd că nu mai are piercing în limba pentru că s-a speriat și that's the right thing to do. M-am bucurat foarte mult pentru ea și chiar am felicitat-o pentru asta. Acum că am acoperit mare parte din cauzele care duc la apariția retracțiilor gingivale, e foarte important să menționăm faptul că este crucială igiena pe care o aveți. E foarte, foarte important să vă spălați foarte bine pe suprafața dinților și a gingiilor, să nu se acumuleze placă bacteriană, pentru că placa bacteriană dă o inflamație constantă care duce la retragerea gingiilor. Nu vrem asta. Acești factori care favorizează o apariție a unei retracții gingivale pe care i-am tot enumerat, împreună cu a nu te spăla bine pe dinți, sunt o combinație letală. Deci nu faceți asta. Și mai există un lucru care e destul de fin pentru necunoscători. Dar noi medicii știm că există mai multe tipuri de gingie. Poate fi o gingie groasă sau poate fi o gingie normală ca și grosime sau poate fi o gingie foarte fină. Se numește biotip parodontal fin. În momentul în care aveți un biotip parodontal fin, trebuie să fiți puțin mai atenți față de ceilalți, pentru că foarte ușor se poate retrage osul, foarte ușor se poate retrage gingia. De aceea trebuie să aveți grijă întotdeauna la igienă și să vă întâlniți cu un medic specialist parodontolog la care să mai mergeți la o consultație din când în când. O dată pe an, să spunem, dacă nu sunt probleme acute care să ceară atenția. Ce simțiți atunci când aveți retracții gingivale? Nu o să vă explic tot mecanismul anatomic, dar credeți-mă pe cuvânt că aveți mai multe dureri. Sunteți mult mai sensibil la aer rece, la acru, la fierbinte, pentru că e mai subțire stratul de dinte care acoperă nervul. Nu mai este smalț atunci când se dezgolește suprafața rădăcinii, este o altă substanță dentară care nu este atât de dură ca smalțul și, drept urmare, nu protejează nervul de variațiile de temperatură sau de alți factori așa bine ca smalțul. Deci o să aveți durere. O să aveți sensibilitate atunci când vă periați, atunci când dați unghia pe suprafața dinților, când trageți aer rece, când mergeți la dentist și vă dă cu aerul rece. Asta se întâmplă. În plus de asta sunt și probleme estetice, pentru că de multe ori nu arată foarte bine atunci când se retrage gingia pe niște dinți destul de vizibili în zâmbet. Bun, am povestit ce e o retracție gingivală, care sunt cauzele care duc la o retracție gingivală, am povestit ce simțiți, acum hai să vorbim despre tratament. Este foarte important să se trateze cauza care a dus la retracție gingivală și să le luăm pe rând. Dacă vorbim de boala parodontală, este foarte important să vă împrieteniți cu un medic specialist parodontolog, care nu o să vă vindece boala parodontală, dar o să o stopeze prin mai multe tratamente care îndepărtează bacteriile și factorii care favorizează persistența și agresiunea bolii parodontale. Spălați-vă foarte bine pe dinți, de două ori pe zi cel puțin, cu o periuță electrică, folosiți ată dentară sau duș bucal și mergeți la detartraj, la igienizare profesională, cel puțin o dată la 4 luni, dacă vă știți că aveți probleme parodontale. Apoi, trecem la problemele de mușcături și de aliniere a dinților. Vorbiți cu un medic specialist ortodont, care o să vă dea o soluție de aliniere a dinților. Fie că vorbim despre aparatele fixe tradiționale, fie că vorbim despre aliniatori transparenți, este important ca dinții să stea în arcada dentară cu contacte stabile, adică o mușcătură corectă, care să fie aceeași în timp și să nu mai determine apariția de retracții gingivale sau de găuri în suprafața dinților, cum povesteam. Periajul.
grijă la periaj. Ori alegeți o periuță cu peri ultra soft, la care sunteți atenți atunci când faceți periajul, ori alegeți o periuță cu un senzor de presiune care nu vă lasă să apăsați prea tare pe suprafața dinților. Freno. Medicul specialist parodontolog sau nu numai, orice medic dentist, folosind laser sau folosindu-se de un bisturiu, vă ajută să vă taie frenul buzelor, care face retracții gingivale, cum povesteam anterior. Cu laserul, dacă se folosește laserul, este o procedură mult mai prietenoasă, se face o anestezie locală, nu arată urât, nu vă doare și rezultatele, credeți-mă că sunt foarte, foarte importante, pentru că se oprește avansarea retracției gingivale. Îndepărtarea piercingului, așa cum a făcut pacienta noastră dragă și ascultătoare, asta ar reprezenta tratamentul cauzei. Dar retracția gingivală determină un anumit aspect, determină dezvelirea rădăcinilor și determină și sensibilitatea atunci când există găuri pe suprafața dinților. Și ce puteți să faceți? În funcție de ce stabiliți cu medicul vostru specialist parodontolog, puteți să faceți obturații sau plombe care să acopere găurelele de la baza dinților care vă dau sensibilitatea, sau și puteți să faceți grefe de gingie, adică se ia o bucățică de gingie de pe cerul gurii, nu e atât de horror cum sună, și se acoperă rădăcinile dinților așa încât să existe gingie din nou acolo care se acopere și să fie la un nivel corect acceptat de noi medicii dentiști. Dacă aveți orice fel de întrebare, o să vă rog să o lăsați în comentarii. Eu am fost Alexandra Mircea. Like, share și subscribe dacă v-a fost de ajutor acest clip și ne vedem curând!